Fenomenul a avut loc în jurul orei 3. În imagini se poate observa cum curtea casei și strada sunt luminate puternic câteva secunde, apoi sursa de lumină dispare. Bărbatul din Râmnicu Sărat, ale cărui camere de supraveghere au înregistrat fenomenul, spune că la acea oră stătea de vorbă cu fiul său, abia întors din Italia. Au văzut cerul luminat, apoi au auzit o bubuitură puternică. Ce s-a întâmplat azi noapte în jurul orei 3? Spuneți că era treaz și ce ați văzut atunci? O lumină puternică pe cameră la 3, 1 minut și câteva secunde. A ținut foarte puțin și după aia s-a auzit bubuitura. S-a auzit tare? Tare, tare, da. Eu mă așteptam de cutremur. Se poate să fie un meteorit? Se poate să fie, nu știu. Dar ați mai văzut așa ceva până acum? Nu, n-am mai văzut. Și alte persoane care se pregăteau să plece la serviciu la acea oră au văzut fenomenul. Unora nu le-a venit să creadă că este vorba de un meteorit și s-au gândit la diverse situații amuzante. O lumină puternică la geamuri și după la 4-3 minute un tunet. Da, tare. Și a fost chiar frumos. Nu dormeai la acea oră? Nu, că mă pregăteam de muncă. Ce nu cred. S-a întâmplat? Nu știu, o să par cam penibil, dar eu cred că ori e un semn de la Ioan, e o glumă, mă rog. Oriceva, un meteorit, un câmp electric, știți? Da, asta te-ai gândit. Da, da. Sau nu, uitați că e glumă tare asta. Prima dată m-am gândit la vecinul că are o moară și face, mamă, i-a luat ăsta, i-a luat foc moara și a explodat ăla. Și asta a fost toată faza. Și ai ieșit afară din casă în momentul? Da, am ieșit. Am ieșit 3 minute și când am intrat iar, după 2 minute a început tunetul ăla tare. Și locuitorii din comunele Buzoiene, Podgoria și Topliceni au sesizat fenomenul. Părerile în rândul oamenilor sunt împărțite. Unii cred că ar fi vorba de un fulger urmat de un tunet sau de o explozie solară. Auzi că a sfulgerat, dar nu știu sigur. A sfulgerat pe la 2 noaptea. A tunat și a sfulgerat. Asta a fost de-asta solar, cred. Altceva nu poate să fie. În anul 2013, un meteorit s-a prăbușit într-o localitate din Rusia. Meteoritul a avut un diametru de circa 15 metri și o greutate aproximată de 7.000-10.000 de tone, iar după prăbușire a produs pagube în alte 5 localități.